Ministrul Energiei Sebastian Burduj a explicat care sunt cauzele care duc la avarii și la întreruperi de energie electrică în anumite zone în această perioadă. Potrivit acestuia, prima cauză ține de nivelul foarte ridicat de consum, în contextul în care echipamentele și rețelele sunt vechi de câteva decenii. Aceste echipamente sunt supra-solicitate, mai ales în anumite intervale orare. De exemplu, acum este seară, suntem în general acasă, avem aparatul de aer condiționat pornit și e normal să-l avem, avem alți consumatori în casă de energie electrică și atunci echipamentele, transformatoarele, cablurile, rețelele în sine sunt supra-solicitate. Și în al doilea rând, o parte dintre aceste echipamente și rețele au ani de vechime sau decenii de vechime și în contextul în care ai 10 zile de caniculă, temperaturi de peste 40 de grade și echipamente care de multe ori sunt în plină bătaie a soarelui, pot apărea astfel de avarii. Sebastian Burduj a precizat că și în lunile următoare pot să apară avarii. Este un an aparte din perspectiva condițiilor meteorologice. Simțim, resimțim schimbările climatice, este un fapt. E anul cel mai secetos din ultimul deceniu, de aceea avem și un deficit în producția hidro în România. Deci, da, ne așteptăm la un august și secetos și călduros. Luna septembrie, în general, e o lună destul de secetoasă, istoric vorbind. Deci, de aceea avem aceste reuniuni.